Costi, ce faci? Bună seara, eu sunt aici la petrecerea Cat. Mă simt bine, alături de prieteni, de show business. E bine, e frumos, toți artiștii aici. Mă bucur să te găsesc în țară, în primul rând. Și eu mă bucur că m-am întors acum câteva ore. Din păcate nu stau mult, dar dacă am ocazia să mă întâlnesc cu ai mei, cum se zice, o fac cu mare drag. Nu contează, chiar dacă s-o obosit. Prin ce țări ai mai fost plecat? Pe unde ai mai călătorit? Bine, cu afaceri, bineînțeles. Dar nu vreau să enumăr prea multe, că după aia sună laudă și eu nu sunt genul lăudăros. Dar am fost în ceva țărișoare în perioada asta. Vreau să știu ce proiecte ai pentru 2012, că nu am apucat să vorbim la sfârșitul anului. Păi am multe proiecte care sper să se materializeze, cât mai curând. Cu artiști internaționali, am și câteva cu artiști români. Deja s-au materializat Dia pe o parte, care este un hit foarte cunoscut în România. Acum și Mandinga. Sunt mai multe. Am văzut videoclipul lui Dia, a ieșit foarte bine, felicitări. Ce planuri ai cu Dia pe viitor? Acum felicitările pentru videoclip trebuie să atribuite Spike și echipei. Bineînțeles și Dia, pentru că este un actor desăvârșit, vreau să spun, pentru vârsta ei, știe să joace foarte ușor, foarte bine. Felicitări celor care au participat de fapt efectiv la acest videoclip. Eu n-am făcut decât muzica. Tu personal, nu ai niciun proiect pentru tine personal, să scoți o piesă nouă? Păi, este o piesă Sahara care se numește I Wonder Why și este pe toate radiourile și asta este foarte ascultată, nu numai în România, ci în mai multe teritorii. Și ca producător o să lucrez cu foarte mulți artiști, cum am zis, mai mult străini. Îmi dai așa un nume de artist străin care pregătește o surpriză? Măcar un nume. Eu n-am dat niciodată înainte. Am preferat să spun după și chiar și după ce am zis după, lumea nu m-a crezut. Așa că dacă spun acum înainte, chiar că nu m-ar mai crede. Așa că rămâne surpriză. Rămâne surpriză pentru voi și dacă o să mă mai invitați la un interviu, o să vă dau cu mare drag. Eu îți doresc să-ți reușească toate proiectele pe anul ăsta și mult succes în continuare în tot ceea ce faci. Și eu vă mulțumesc. Forță UTV, Costi e cu voi.